Primarul Capitalei, Ion Ceban, și-ar face imagine pe seama proiectelor care au fost selectate pentru vot în cadrul programului Buget Civil 2022. Asta în contextul în care jumătate dintre acestea țin de elaborarea unor clipuri video sau audio despre primărie și despre orașul Chișinău. Despre asta au vorbit într-o conferință de presă consilierii de la PAS, care au cerut reevaluarea participanților la acest program și includerea în concurs a proiectelor de infrastructură. La rândul său, Ion Ceban a declarat că nu comentează afirmațiile politice. 10 proiecte aparent de interes public au fost incluse în sondajul lansat de Primăria Chișinău. În urma concursului urmează să fie selectat unul care va fi finanțat de municipalitate în cadrul programului Buget Civil Chișinău ediția 2022. Curios este faptul că jumătate dintre acestea își propun să promoveze imaginea autorităților locale prin filmulețe, știri sau podcasturi și doar 3 dintre ele țin de infrastructura capitalei. De exemplu, în cartierul Poșta Veche pe stradă Calea Orheiului ar putea fi amenajat un spațiu public. Conform proiectului, pavilionul multifuncțional reprezintă o structură de lemn deschisă, fără pereți și acoperiș, care descrie forma unui ou ca simbol al începutului. Aici autorii își propun ca oamenii să aibă acces la diferite discuții, ateliere sau expoziții. În fișierul atașat nu scrie cât ar putea dura lucrările și de câți bani ar fi nevoie. Potrivit programului, bugetul unui proiect nu poate depăși suma de 300.000 de lei. Un alt proiect presupune iluminarea mini-parcului universitar Ion Creangă. În acest caz, autorii documentului își propun să folosească panouri solare ca sursă de energie curată și ieftină. Totodată ar putea fi organizate flashmoburi și expoziții din obiecte confecționate din produse ecologice. Pentru asta, realizatorii proiectului au nevoie de 240.000 de lei din bugetul municipal, iar încă 60.000 de lei ar putea fi alocați din bugetul universității. Alte două idei presupun chestionarea locuitorilor municipiului Chișinău referitor la problemele capitalei. Asta deși astfel de sondaje au mai fost realizate. Mai mult, oamenii pot raporta problemele pe cel puțin două platforme care sunt deja funcționale, euchișineu.md și alerte.md, și consilierii de la PAS au raportat neconformități în programul bugetului civil 2022. Potrivit lor, concursul de selectare a proiectelor a fost unul mimat. Avem bănuieli rezonabile că unele proiecte sunt sau aparțin oamenilor din anturajul primarului, deoarece, pe de o parte, noi avem aceste proiecte de infrastructură anulate sau respinse, iar pe de altă parte, vedem cum 408.000 lei sunt oferiți la 3 companii de instituții media private. Potrivit lui Roman Roșca, deși cele 3 proiecte sunt prezentate de instituții diferite, 2 dintre acestea au același fondator și aceeași adresă juridică. Totodată, consilierii de la PAS au prezentat date care arată că pentru un proiect media participant la sondaj, din buget ar putea fi cheltuiți aproximativ 53.000 de lei pentru televizoare, microfoane și izolare audio a unei încăperi de circa 30 de metri pătrați. Încă 26.000 de lei ar putea fi alocați lunar pentru schimbul luminilor, profilactica microfoanelor și energia electrică. Astfel, primarul general Ion Ceban s-ar pregăti să-și facă publicitate pentru campania electorală, spun consilierii din opoziție. 36.000 de lei pentru servicii de întreținere a paginilor de pe rețele de socializare. Deci, acestea sunt doar câteva linii de buget din proiectele în valoare de 240.000 de lei. Adică luăm banii publici, cumpărăm echipamente pentru un agent economic ca aceasta să-și amenajeze un studio în care zilnic va lustrui imaginea primarului. În context, consilierii PAS au solicitat să fie făcută reevaluarea tuturor proiectelor aplicate la concurs cât mai transparent, cu accesul cetățenilor și a organizațiilor civile la procesul de analiză a documentelor. Într-un mesaj, Natalia Ixar ne-a scris că primarul nu va comenta aceste declarații pe care le califică drept politice din cele 28 de proiecte care au fost depuse în cadrul programului Buget Civil. Comisia de Evaluare a selectat doar 10 care vor fi supuse votului până pe data de 1 mai. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.